George Adrian este aici. George Adrian sau mâna a doua, cum îl cunosc chelnerii de la The Full, pentru că el îl masturbează pe micuțul când Radu Bucălaia are spectacol. Aplauze, vă rog, pentru George Adrian! Mulțumesc! Adrian, trebuie să recunoaștem, este tatăl prezentărilor de rost din România. Cătălin, tată, e cineva care nu-și abandonează copiii atunci când merge cu autobuzul. Elena, copii, e ce se formează atunci când lichidul pe care tu îl ștergi de pe față intră într-un vagin. Andrei, vagin... e ceea ce se usucă în sală atunci când apar pe scenă. Dar totuși să nu uităm că Adrian este un actor nominalizat la Premiile Uniter pentru rolul din Mobilă și Durere. O piesă despre ce este și ce simte Bordea în fiecare seară la Capatos. De asemenea, nu știu dacă ați observat, pe frunte Adrian are o cicatrice și am aflat povestea ei. Se pare că este un accident de muncă, Adrian lucra la ceva, stătea în genunchi și când a ridicat capul s-a tăiat într-o cataramă. Asta s-a întâmplat. De atunci micuțul nu mai poartă curele, nu mai poate. Bineînțeles că e o glumă, este o poveste mult mai tragică. Din păcate, Adrian a trecut printr-o operație foarte grea. Medicii au făcut practic o gaură în cap, încercând să-i scoată bășinile astea de artist din cap. Cătălin Bordea este aici, sau brânza cu mucegaia comediei românești, cum îmi place să-i spun. În sensul că pute, dar are și ceva nobil, știi? Lui Cătălin îi plac foarte mult accesoriile, îi plac inelele, brățările, însă accesoriul lui preferat e lesa de la Livia pe care o poartă în fiecare zi. Evident, Cătălin, glumesc, știm cu toții, Livia este o femeie extraordinară. Pentru cine nu știe, Cătălin și Livia s-au cunoscut acum mai bine de 7 ani. Ea era din Măcin și el era măcinat de băutură. Dar ea l-a privit în ochi și brusc a simțit căldură. Pentru că Bordea îi se pișase pe pantof. Dan Frânculescu, acest rege neîncoronat al bolilor venerice. Dacă bolile venerice s-ar colecționa, Dan ar avea dubluri. Ceea ce e bine că ar mai schimba cu ce dubluri are Voineag. Se ajunge la un numitor comun. Și cu toate acestea, Dan Frânculescu face reclamă la Durex. Serios, să-l ai pe Frânculescu într-o reclamă la prezervative e ca și cum l-ai avea pe Hitler într-o reclamă la dușuri. Sau Bucălaie la pastă de dinți, în caz că... Lui Dan îi place foarte mult să bea. Ficatul lui e atât de mărit încât hepatita ar fi o binecuvântare. Arată atât de rău ficatul lui Frânculescu că a început să semene cu Cristi Popescu, serios. Adică e palid, cocoșat și șoptește noaptea. Asta ar fi una dintre hepatite. Frânculescu a fost părăsit de soție pentru că avea o problemă cu drogurile. Practic, atunci când soția lui a spus gata, aici trag linie, el a spus trage, că eu trag deja. Radu Isac este aici, omul care poate să-și bage nasul unde nu-i fierbe oala de la o distanță considerabilă. Când ne-am văzut mai devreme, n-am știut dacă să-ți întind mâna ca să te salut sau să întind mâna cu firmituri în ea să ai ce ciugulii. Radu este atât de autist că îl face pe Mane să pară sufletul petrecerii. Și cu toate acestea, el este o poveste de succes. El a plecat de jos și în foarte scurtă vreme a ajuns la BBC. Babe, bețive, crăcănate. E totuși din Vaslui, la ce vă așteptați. Popescu e aici, omul care a dat sida, maimuței care a dat sida oamenilor. Wow.
Dacă Popescu ar fi fost un personaj de bază, înainte să-și trimită fii în lume, împărații i-ar fi sfătuit să te ferești de omul roș, de omul spân și de omul prost. A, și pe lângă Cristi Popescu ai grijă și la zmei. De câte ori văd pe Cristi, pare inconfortabil, pare că se chinuie să ascundă o erecție pe care o ține în cur. Cristi arată atât de mult ca o pulă, încât de fiecare dată când face duș rece, se micșorează. Și ajung și la Radu, bunul meu prieten și coleg de facultate. Îmi place la el că Radu a descoperit încă din timpul facultății că secretul succesului este constanța. Iar Constanța este bunica lui la care a locuit în timpul facultății. Radu s-a căsătorit anul acesta, iar naș este nimeni altul decât Cătălin Bordea. Radu l-a ales pe Bordea pentru că cu Badea nu se mai înțelege așa bine și micuțul era prea scump. Andrei Ciobanu, sau acest păsăr lăț lungil al stand-up românesc. Și lăț vine de la lăței. Nu, maică ta mi-a zis. De fiecare dată când intră într-o cameră, Andrei are atitudinea aia arogantă, atitudinea de voi știți cine e iubitul meu? Și nu înțeleg de ce face asta, știm cu toții că e Ionuț Rusu. Din ce am văzut, Andrei Ciobanu își iubește foarte tare mama, o alintă în toate postările, îi spune mamițica, ceea ce e foarte frumos. Andrei Ciobanu își iubește atât de tare mama, încât atunci când o scoate în oraș, are un prezervativ în portofel. Și acum urmează o glumă facilă, dar adevărată. În poze, Andrei Ciobanu suge burta mai mult decât suge Elena Voineag, pofta de viața publicului atunci când apare pe scenă. Ce pișichier! Mare pișichier! Credeați că zic pulă, este? Nu, Elena Voineag nu suge pula. Pe mai puțin de 50 de euro. Ceea ce mă aduce la draga și buna Elena Voineag, sau Taxi Pelicanul, cum mi se mai spune printre comedianți. Pelicanul pentru că are gușă, Taxi pentru că în ea încap patru odată. Și dacă se dezbracă și te uiți în jos, vei vedea că are maimuța. Ca actriță, Elena a jucat în spectacolul Steaua fără nume, rolul domnișoarei Cucu, ceea ce este ironic pentru că domnișoara nu mai e și nimeni nu-i mai arată de mult Cucu. Omul serii, invitatul de onoare, sau cum îi spun oamenii de la dezintoxicare, vă mai așteptăm. Spike bagă orice droguri în el, dar preferatele lui sunt substanțele cu efect psihoactiv, sau, cum le zice el, droguri psihedelicioase. Ce frumos, ce drăguț. Spike face rap, dar este și un tip introvertit și retras. E un fel de golan sensibil. Practic, el ar sări la bătaie pentru tine dacă bătaia ar fi cu perne. Paul, ești precum comunitatea romă din România, în sensul că ai fost mereu prezent în societatea noastră, dar nimănui nu i-a păsat de tine până ai început să faci manele. Bine, bine. Bine. Spike a crescut într-o familie foarte bogată, o familie atât de bogată încât atunci când mergea la școală și copiii spuneau aragaz cu patru ochi, el le răspundea, e plită electrică, proștie. Eu o să plec acum de la microfon, nu înainte de a-l chema pe Adrian într-un mod în care e obișnuit de la micuțu. Hai, Beatu! Haide! Chiar am crezut că o să fie ceva să mă rupă, dar nu. George Adrian întotdeauna mi-a creat senzația că adună păr de pe jos din frizerii și îl miroase. Nu spun că face asta, spun doar că dacă te uiți la el, nu poți să spui cu certitudine că nu face asta.